mai ales de cele neumblate de fotografie și mai nou descris. Liviu Stănescu este autorul cărții Am fost la capătul lumii. Aceasta este cartea pentru cei care ne urmăresc pe pagina Facebook în transmisiune live video. Am fost la capătul lumii, se numește această carte, dacă în anii 90 a experimentat deschizând diferite afaceri prin România, apoi călătorind prin toată țara în turnee cu cele mai importante trupe rock, din poziția de tehnician de scenă, când România nu a mai fost de ajuns, a călătorit prin lume și sunt 105 țări care i-au deschis larg porțile lui Liviu Stănescu. Mâine povestește despre toată această experiență rezumată și în cartea Am fost la capătul lumii la Fundația Calea Victoriei și cu puțin noroc vremea ne-a permis ca Liviu să ajungă în studio. Bine ai venit la Erefi Liviu Stănescu! Bine v-am găsit, bine te-am găsit. Mulțumesc de invitație. Îți mulțumesc și eu că ești alături de mine. Iată de la capătul lumii la București, greu de ajuns, mai ales în condițiile meteo de afară. Îți mulțumesc tare mult că totuși ești alături de mine astăzi. Sunt atât de bucuros că sunt contemporan cu cel mai mare sculptor din toate timpurile, natura. Scriei tu pe pagina de Facebook cu doar o săptămână în urmă pe profilul tău un mesaj din Parcul Național din Brazilia, nici măcar nu se-i spun numele pentru că sunt agitat, dar te las pe tine să-l zici. Da. Um, aș face o mică precizare. Te rog. La, Ca să la capătul lumii la tine este mai ușor decât să ajungi din București la tine, dar <laughs> m-am răzbit până la urmă și mă bucur foarte mult uh, pentru invitație și pentru că sunt aici cu tine și cu ascultătorii tăi. Uh, da, ce să spun, nu mai sunt 105 țări, între timp s-au făcut 109 mm. pentru că de m-am întors ieri din ultima tură pe care ai menționat-o și tu, din, uh, am fost în Brazilia, Paraguay și Guiana franceză și uh, sunt puțin întorsă pe dosă dar foarte, foarte bucuros că sunt acasă pentru că de fiecare dată, deși uh, tot timpul am furnici pe tălpi care mă mă, mă, mă gândilă să, să, să ajung într-un sau să, să, să sar dintr-un colț al lumii, într-un alt colț al lumii sau într-un capăt al lumii într-un alt capăt al lumii uh, de fiecare dată um, Pașii către casă sunt mai puternici și zic, hai, hai, hai odată, du-te, du-te du-te la tine acasă și ajung cu mare, mare drag aici. Acum, da, tu în această carte pe care eu am aici și pe care ascultătorii noștri o găsesc unde anume, pe unde, pe la cărturești? Sunt toate librele din țară și online pe toate site-urile, absolut pe toate. Se găsește în toate locurile. Fotografiile sunt spectaculoase și în această carte și pe profilul tău de, de Facebook, însă ele nu știu în ce măsură transmit emoția și bucuria pe care o trăiești tu văzând toate aceste minuni pe care pământul le, le are. Cum este pentru tine să descoperi aceste locuri și cât ne poți spune din această trăire puternică pe care o ai? Um, da, o pot, pot compara ca o naștere de Sheha Banan, nu mai, nu mai amintesc cum am fost cum au fost acele clipe, uh, dar de fiecare dată trăiesc sentimentul că mă nasc a doua, oră, a treia, a patra, a o sută, a ore, oară, cum, uh, cum am spus uh, mai devreme. Și uh, este ceva în mine care, care tot timpul mă împinge de la spate și spune hai, hai, încă o dată, mai dute, mai dute, mai dute, dar vină tot timpul acasă, pentru că acasă este acasă, cum spuneam. Și uh, da, este o minune tot uh, pământul acesta și mai ales locurile neumplate, cum de altfel am și scris în multe locuri din carte, pentru că, um, înainte să plec în... Uh, pe cărările lumii, merg mai degrabă pe cărări lumii decât pe bulevardele lumii îmi place foarte mult să descoper natura și îmi place foarte mult să descoper locurile neumblate și neturistice nu ca și mai puțin importante, sunt la fel de importante și poate dar sunt mult mult mai frumoase pentru că sunt mult mai îndepărtate și e foarte greu de ajuns la ele. Din acest motiv nu sunt și turistice din păcate aceste locuri Ai fost recent în Guiana franceză? Uh, cred că este amintire destul de proaspătă pentru tine. Înțeleg din ceea ce am citit eu pe profilul tău de Facebook că cred că ai fost singurul turist în această perioadă acolo. Uh, ce, cu ce te mai surprinde efectiv uh, locurile în care ajungi? Pământul, până la urmă. De fiecare dată mă surprind, mă surprind locurile în care ajung cu ceva nou. Este adevărat că de multe ori sunt repetiții, dar uh, sunt locuri pe acest uh, pământ care uh, nu, nu se repetă, pur și simplu sunt unice. Și uh, pot să dau câteva exemple, sigur, tipul nu, nu ne permite, dar uh, cu siguranță mâine, dacă um, ascultătorii tăi vor avea indulgența și um, uh, dragul să mă vadă la uh, întâlnirea cu pe care o să o am la, uh, cu cei de la Calea Victoriei, atunci voi povesti uh, pe larg despre aceste lucruri, uh, locuri uh, ascunse uh, privirilor uh, oamenilor. Ei le pot vedea, într-adevăr, în câteva fotografii din uh, din cartea, din cartea mea, dar uh, trăirea pe care am avut-o o să l o încerc să o pot explic uh, cât mai bine și cât mai pe larg, uh, având mult uh, timp acolo. De unde această perspectivă asupra lumii? Și sigur că da, timpul nostru este limitat, dar totuși vreau să surprind cumva esența. Uh, trebuie să fie vorba de o moștenire genetică, cumva, te-ai născut cetățean al lumii mai mult decât cetățean român, uh, ești omul care a deschis în 90 restaurante cu specific indian, marocan. De unde această uh, noțiune de cetățean mai degrabă al lumii? într-o vreme în care România abia se, se redescoperea în anii 90 și iată unde ești acum, tu, destul de departe. Este greu de, este greu de, de răspuns la întrebarea aceasta pentru că habar n-am nu cunosc răspunsul. Ceea ce pot să spun este că de fiecare dată am avut lângă mine un prieten de năzdește și la, pe el are un generic, îl numim Dumnezeu, îl consider prietenul meu, care fiecare dată m-a îndrumat părintește pe ce drum s-a opus, când urmea, dar și câte un șut în fund, când eram așa la limită, nu știam dacă o să apuc să iau sau să mă apuc încolo. Și da, am fost un deschizător de drumuri în multe, ca să spun așa, lucruri care s-au întâmplat în România în anii 90, dar iarăși a fost o chestie de... nu a fost o chestie de studiu, eram student pe vremea aceea, nu aveam nicio treabă cu a căuta, ci pur și simplu a fost, o, a fost un lucru de, de, de baftă, idei nebune și vise cumva pe care le-am urmat și în care am fost ajutat să mi le îndeplinesc de către prietenul meu, căruia îi mulțumesc de fiecare dată, și care este cu mine în fiecare tură pe care pașii mei o, o despletesc pe cărările pământului. Concret, acum, pentru că vorbești despre prietenul tău, <coughs> cât da. de aproape ai fost de moarte? Am fost de câteva ori foarte aproape de moarte. Pot să spun de, de câteva ori și asta o să povestesc. Mâine, cu siguranță, voi fi întrebat. Uh, spre exemplu, am trăit mare cu tremuri în Nepal de 1,2 grade, de acum parcă 5 ani de zile. Totodată am avut o febră tifoidă care a să-mi pună capăt zilor în, în Iran. Am mai trăit un cu de 7,6 în, în, India, da, mult mai mic decât cel de 1,2. Prima zi din războiul de... Din, de, din Kenya, războiul de, uh, civil din Kenya și uh, a început exact când am ajuns eu acolo și acolo a fost uh, teribil uh, și am mai trecut prin altele, mai, mai mici uh, dar pe nu le pun o pentru că um, astea au fost cele mai mari. Și cu toate da. acestea, lucrurile astea nu te-au oprit în loc, nu te-au făcut să țin doiești? Uh, să... Uh, nu, nu, cam un prieten bun. <laughs> care știu, are tot eu, mă -te din, în locul în care ajung. Și na, sunt povești nemăsurate cu deșerturi în care am ajuns și n-am mai avut motorină și a trebuit să o iau pe alte pe alte căi, căi nebătute. Sunt foarte multe lucruri și cu siguranță nu nu putem să intrăm în amănunte, dar da, mă cheamă aceste locuri neștiute și mă duc să stau la cu ele. Asta se întâmplă mâine la Fundația Calea Victoriei iar eu acum vă fac numai curioși să încercați să descoperiți, să veniți la această întâlnire și dacă totuși nu ajungeți să căutați această carte, eu răsfuez cumva pentru cei care ne, ne urmăresc video, pentru a vedea uh, un pic din, uh, din ce transmite ea uh, Curiozitatea mea este cumva... Nu, are, nu, nu o pot explica, pentru că îmi pare că ești un om făcut dintr-un cu tot alt alt material. 24 de ore la tine sunt au o altă valoare față de viața obișnuită, să zicem. Cea în care te-a încurcat pe tine astăzi să ajungi la studio mai devreme. Ce este pentru tine fericirea, Liviu? Um să descoper, să descoper, să, să ating, să pipei, să miros toate minunile lumii și uh, asta mă face să merg mai departe cu zmetul pe buze și uh, voios și știu că oriunde aș fi și orice mi s-ar întâmpla uh, va fi bine sau foarte bine sau excelent sau minunat sau cum vrei să-i spui tu, dar... Uh, totul la superlativ. Cum îți cauți destinațiile tale? Să fie cât mai diferite de tot ceea ce știi? Nu, 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 nu nici vorbă, pentru că în momentul când plec într-un anumit bloc, fac un research care durează câteva luni de zile, pentru că pe lângă na, siturile UNESCO sau, mai știu eu, locurile că, cu sigur în care trebuie să este neapărat, Uh, mai mult, cercetarea mea constă în a găsi acele locuri care sunt ascunse publicului. Orică nu există drumuri până acolo, orică sunt puțin periculoase sau mai mult periculoase, uh, dar uh, aceste locuri sunt uh, cele care mă atrag cel mai mult, tocmai pentru că nu este nimeni acolo sau mai nimeni acolo sau alt nebun ca și mine cu care na, mă înțeleg din priviri și ne împărtășim viețile și drumurile și cărele pe care am umblat. Bine, așa, mai sunt români care se documentează din timp, ori inclusiv aici, ori inclusiv acolo, <laughs> dar tu nu ești în acest tipar. Există un buget pe care îl gândești pentru o deplasare? Acum, de exemplu, în Guiana franceză, cam unde, ce sume ți au considerat că este suficient? Mm. Da, ce să spun, din nou este o întrebare pe care, care mi se pune și este firesc să, să mi se pună tot timpul. Sunt un tip care nu... Nu, nu umblu în hotelurile de 5 stele, dar călătorile pe care le fac nu sunt nici ieftine pentru că trebuie să schimb avioane, avioane locale trebuie să am unde să dorm e adevărat că unor dorm, dorm în sacul de dormit și în cor, dar alteori trebuie să și ajung la hotel să am o să am condiție sau na, trebuie să mă hrănesc, am nevoie de mașini ca să ajung în locurile grele mașinile care, pe care trebuie să le închiriez trebuie să fie mașini care să fie capabile să ajungă până la cele locuri deci da, nu este un, un buget n ar să-ți dau o sumă, dar este nevoie de câteva mii de euro pentru pentru o lună de zile cu siguranță este da. Deci fericirea este vine cu un preț tot timpul fericirea vine cu un preț, indiferent dacă este material sau nu, dar da. <laughs> Liviu Stănescu, am fost la capătul lumii, așa se numește cartea, întâlnirea însă este programată mâine la Fundația Calea Victoriei, este uh, important cumva să găsim oameni care să ne inspire în tot ceea ce facem zi cu zi, iar uh, Liviu, cred că tu cumva, nu cred că asta ți-ai propus, ceea ce faci tu este o experiență personală care uh, te dezvoltă pe tine în primul rând, însă uh, ceea ce ne aduci nouă acasă, ne ajută să să lărgim, poate, orizontul. Te gândit da, la asta? Da, îmi place foarte mult să împărtășesc experiențele mele cu, cu cunoscuții mei sau cu necunoscuții mei. Uh -huh. Îmi place să luat cu fără șovăire, cu oricine care îmi pune mâna pe umăr și mă întreabă, hei, spunem, povestește mi ce ai făcut? Unde ai fost? De ce acolo? De ce nu dincolo? Îmi răspund tot timpul cu mare plăcere la orice întrebare, și am tot timpul din lume când sunt acasă să mă întâlnesc cu oamenii și să le povestesc. Că poveștile spuse și sau nespuse vreodată, dar da, stau, stau cu mare plăcere și mă uit adânc în ochii lor și îi iau cu mine în, în povestea vieții mele. Păi hai să vedem așa, la modul <coughs> concret, eu îți povestez despre copilul care a măzgălit din nou frigiderul cu markerul și tu vii cu povestea din ultima ta călătorie, aia cea mai bună, care este? Poți să-mi spui? Din ultima mea călătorie, povestea cea mai bună. Um, cred că povestea cea mai bună în ultima călătorie s-a -a, asemănat foarte mult cu uh, povestea când am, uh, timpului când am fost la Polul Sud. Um, am fost aici, în acest parc național uh, din Brazilia, uh, care era um, cu. A, uh, de dune, de nisip, de, o, de, un, de un alb de nea, și același sentiment l-am trăit la polul sud, un sentiment de libertate când vântul îți flutură pletele, și când nimic nu te poate opri să, să tragi un chiot de, de bucurie că ai ajuns acolo și ești tu cel ales. Și de data aceasta, ultima întrebare, ce-ți dorești in, pentru 2024, Liviu? Pe uh, 2024, ce îmi doresc? Îmi doresc uh, să, să, să ne fie bine, să ne fie bine pentru că ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este deloc uh, deloc bine. Iar dacă ne este bine din punct de vedere a da, ce se întâmplă de la granițele noastre, atunci cu siguranță ne va fi și nouă bine. Iar mie personal să mi-apar din nou furnicile pe talpă care să mă gâdile și să-mi dea ghes iar bunul meu prieten să-mi spună că și-am încălțat bocancii trainici de, de drum, să mă ia de umăr și să spună hai. Liviu Stănescu, continuarea mâine la Fundația Calea Victoriei, unde aveți întâlnire cu, cu Liviu Stănescu, veți putea pune mâna pe această carte. Am fost la capătul lumii, dar vă recomand pentru asta o vizită prin librării. Mai degrabă veți avea poveștile la prima mână, poveștile din sursă directă. Liviu, îți mulțumesc tare mult pentru această întâlnire și pentru tot efortul făcut de a ajunge astăzi la noi. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru indulgența de a mă, de a mă, de a mă, de a mă invita și de a mă aștepta. Îți mulțumesc tare mult noi mergem spre jurnalul de la ora 17.